Se zice că o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Ție ce îți spune imaginea aceasta? Cu siguranță vom avea la fel de multe răspunsuri ca numărul de oameni care o privesc. Și același lucru se va întâmpla probabil și dacă încercăm să definim inteligența. Ce este inteligența? Putem admite că nu există o singură definiție pentru acest termen. Însă, din motive didactice, trebuie să avem o definiție de referință. Așadar, vă sugerăm una. Inteligența poate fi definită ca fiind capacitatea de a utiliza resursele mentale în mod armonios pentru a rezolva probleme în toate situațiile vieții. Însă adevărul despre inteligență s-a dovedit a nu fi atât de simplu. Nu poți măsura exact modul în care oamenii rezolvă diferite probleme, atribui note la performanță și gata! Acum știi dacă o persoană este inteligentă sau nătângă în funcție de nota obținută. Din moment ce această abordare nu a fost suficient de clară și nu a furnizat argumente solide, evident că a fost atacată de fiecare curent psihologic de-a lungul timpului. Fiecare persoană are un talent sau un dar special, ceva la care excelează. În această manieră de abordare, luăm în considerare teoria inteligențelor multiple a lui Howard Gardner. Conform lui, există 8 sau chiar 9 inteligențe diferite, considerate ca fiind talentele pe care o persoană le are. Înțelegerea acestei teorii, combinate cu una dintre concluziile de bază ale psihologiei, poate ajuta lucrătorul de tineret în a înțelege mai bine în ce fel anumiți oameni, talentați în diverse moduri, își pot îndeplini mai bine sarcinile, pot învăța, se pot dezvolta. Pentru a ști și a înțelege care sunt aceste daruri sau talente, trebuie să începem de undeva. Și de ce să nu începem cu ceva de care se bucură majoritatea dintre noi, dar la care puțini suntem talentați? Inteligența muzical-ritmică. Persoanele care au acest tip de inteligență pot auzi și înțelege mai multe dintre cele mai mici detalii ale ritmului și armoniei din interiorul unui cântec și chiar să producă compoziții muzicale. Îi vei găsi printre iubitorii de muzică, muzicieni sau compozitori. Ești cumva maestru în proiectare, desen, crearea de imagini vizuale? Deții competențe bune de orientare? Dacă răspunsul tău este pozitiv, înseamnă că ai inteligență vizual-spațială foarte dezvoltată. Oamenii precum cartografii, arhitecții, proiectanții, inginerii constructori au acest tip de inteligență mai dezvoltat. Pe de altă parte, dacă ai un talent pentru exprimarea sentimentelor și ideilor prin cuvinte, cel mai probabil, inteligența pe care o ai dezvoltată este cea verbal-lingvistică. Poeții, scriitorii, jurnaliștii sunt doar câțiva dintre oamenii care posedă acest tip de inteligență. Inteligența logico-matematică este considerată de cei mai mulți ca fiind inteligența însăși, deoarece cele mai multe discipline academice necesită un nivel decent al acesteia. Persoanele care dețin acest tip de inteligență au o înțelegere profundă a relațiilor logice, precum rezolvarea problemelor complexe, și sunt buni analiști, studiind și observând, alimentați de o curiozitate nesățioasă. Dacă te regăsești aici, probabil acestea sunt domeniile tale de interes. Știința în general, biologia, matematica, chimia, fizica, ingineria. Dacă te gândești la dansatori, atleți, cascadori, contorsioniști, cu ce îi asociezi? La ce tip de inteligență te gândești? Într-adevăr, este inteligența kinestezică. Aceștia sunt oamenii care pot executa mișcări complexe ale membrelor, trunchiului, corpului și capului.
Atunci când tu numeri pașii pe ringul de dans, ei sunt cei din mijlocul cercului, executând mișcări la care tu poți doar visa. Toți cunoaștem cel puțin o persoană carismatică care ne inspiră, pe care toți o plac, e înconjurată de prieteni și se pare că nu face nimic special. Ei bine, aceste persoane au inteligența interpersonală dezvoltată. Cu alte cuvinte, aceștia au capacitatea de a organiza și înțelege oamenii și de a pregăti activități. Aceștia sunt lideri născuți. Ei simt climatul emoțional al situațiilor, văd în sufletele celorlalți, știu ce să spună, când să spună, cum să se comporte. Ei sunt vânzătorii de top, cei mai buni angajați de PR, activiști politici și sociali, genii de marketing. În timp ce inteligența intrapersonală acordă individului abilitatea de a studia și de a se înțelege profund pe sine, ea pare foarte legată de inteligența existențială, care duce la perspective incredibile asupra spiritului, lucruri imateriale și necuantificabile. Cei cu o inteligență intrapersonală dezvoltată au competențe bune de învățare, înțelegere și autocontrol. Persoanele inteligente intrapersonal par să caute adevăruri absolute, par să știe ceva ce alții nu știu, văd lumea în mod diferit, ca și cum nu ar face parte din ea. Personalitățile reprezentative care pot fi considerate genii existențiale și intrapersonale sunt oameni precum Gandhi, Dalai Lama, Nelson Mandela și alte figuri similare. Ca lucrător de tineret, este important să observi tinerii și să le respecti interesele și preferințele. De obicei, tinerii indică tipul de activitate pe care îl preferă și sunt șanse ca ei să fie buni la ceea ce fac, sau cel puțin mai buni decât alții care l-ar evita mai degrabă sau chiar l-ar detesta. Obiectivitatea este imposibilă, dar cu cât mai multe informații sunt colectate de la tinerii cu care lucrezi, cu atât mai mari sunt șansele de a înțelege care sunt înclinațiile lor. În situațiile managementului de grup, oamenii care ar trebui să lucreze împreună este recomandat să se completeze în mod subtil. Echilibrul este cheia, inteligența fiind doar o tendință, nu un set de predictori pentru modele de personalitate și de colaborare.